peste 21 de șobolani zilnic. E greu să-l pună acolo la ghenă și mai ușor de aruncat pe geam. Camerele de gunoi de la unele blocuri din oraș sunt raiul pe pământ pentru șobolani și purici. În 2011 mai sunt zone în care proprietarii aruncă resturile menajere pe geam sau la ghena încorporată în bloc. Gunoiul care cade de sus, de la 10, merge din etaj în etaj. Știți? Cade aici în cameră și eu îl dau de la 8 la 9, de la 9 la... de la 8 la 7. Vreo 2-3 cupe de ifron. E mult? Este. Și de 3 ori pe săptămână, lunea, miercurea și vinerea. Nu era mai bine cu un țarc? Era mai bine cu țarcul pentru că nu era ta mizire jos. Aceea la noi, dacă se aruncă de sus, tot gunoiul vine și nu se duce până jos. Deci se duce și la un etaj și la altul și la altul și miroase. Oricum miroase pe hol. Nu e igienic, nu știu, mie nu-mi place. Resturile menajere strânse în aceste camere de gunoi de cele mai multe ori sunt scoase în afara lor de căutătorii de plastice. Aici se intervine doar cu ajutorul utilajelor din cauza cantităților mari de resturi menajere. Avem circa 25 de camere, unele le avem la subsolul blocului, sub nivelul pământului și unele le avem la suprafață, cum este acesta. Din cele 25 s-au închis decât 6. Ce înseamnă închidere? Deci asociația de proprietari trebuie să-și închidă toată scara unde locatarii aruncă gunoiul pe paliere și să vină la noi, să-și dea acordul și noi venim și le facem acele țarcuri de colectare. Camerele de acumulare a deșeurilor cu evacuare manuală sunt peste tot în oraș. Cele mai multe se găsesc la blocurile de lângă fântâna arteziană. În zona Dunărea, pe Splai Mihai Viteazu, Ice Brătianu și strada Zăbrăuțiului sunt câte 3 astfel de locații. În total, 20 de puncte de colectare pe sistem tobogan au rămas deschise și sunt adevărate focare de infecție vara. Ce este de făcut? Răspunsul e simplu. Administratorii trebuie să le închidă și să achiziționeze pubele.